moldfutbol.com. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. Ține de politica de prețuri. Cine a dictat această politică? Pentru că 20 de lei pentru un meci amical e cam scump, nu? Contractul între Federația Moldovenească de Fotbal și Complexul Sportiv a stipulat arenda complexului pe gratis, însă ce ține de realizarea biletelor, toate drepturile le are Complexul Sportiv și noi am stabilit prețul de 20 de lei. Prețul e normal. Să facem comparația astăzi, Moldova joacă cu Cipru și acolo este intrarea liberă, la noi sunt 20 de lei. Suntem noi mai bogați ca ciprioții? Adică nu, dar pentru așa meci nu-i scump 20 lei. Putie, conește, și fără preț, fără bani, dar dacă e rezolvat că să fie cu bani... Nu, e ieftin. Cum îți răzunea voastră? Da, ieftin. Pentru așa un meci a Selecționatei Republicii e ieftin. Nu pot pentru că este prea scump. Din cauza asta nu pot să merg la meci de fotbal. Observator de arbitri, Vladimir Antonov. В принципе, для нас мы кое-что увидели здесь, и недостатки, и хорошие стороны. Так что игрой довольны. Во-первых, спасибо, я должен сказать, Федерации футбола Молдавии за хороший прием, отличная база у них.
я думаю, в Европе одна из лучших баз, я так думаю. В конце это судья испортил все. Это для нас ничего такого страшного, ну ладно. Но для местной команды, для молдавской сборной, так, наверное, на Европе не будут судить, им будет трудновато. И добавил 6 минут. 6 минут в Италии, в Англии не добавляется столько времени. Видно, до гола еще 5 минут было бы, он еще третий пенальти дал бы, наверное. В футбольном варианте у вас все идет нормально. И базы прекрасные, и поля прекрасные. Просто вот таким судейством это будет для ребят плохо, для местных ребят. А фост он мяч destul de dificil, destul de greu, mai ales prin prisma aceea că până la golul primit noi am jucat destul de bine, ne-am creat ocazii, dar din păcate n-am marcat acele ocazii. Și în defavorul nostru a căzut și golul, unde un pic ne-am dezechilibrat, dar până la urmă am găsit forță să egalăm. De fiecare dată. Se marchează și minutul și în ultima secundă. Noi am marcat. Asta de dovadă că noi am muncit până la capăt, ne-am luptat, ne-am dorit să obținem rezultat. Că s-a dat din 11 metri, păi din câte am văzut era 11 metri. Și atunci nu poate să fie cineva supărat că s-a dat acest 11 metri. Golurile se marchează și din 11 metri și în ultimele minute. E simplu și accesibil. Aleg cardul Bemol pentru că țin la confortul familiei mele. Vino și ia cardul tău gratis, pentru că merită pe deplin. Bemol. Moldfootball.com. Ultimele știri din fotbalul autohton. Pe primul site de fotbal din Moldova.